Ne vedem din nou, cred că de data aceasta vreau să vorbesc nu despre patologie, nu despre boli, dar vreau să vorbesc despre secția consultativă, despre modul de adresare, despre cum este corect să venim la medicul specialist, care sunt ordinele, care este modalitatea și cum poate un pacient să ajungă la specialistul din secția consultativă a Spitalului Raional Soroca. De ce este nevoie de a discuta despre asta? Pentru că cu unele schimbări făcute ceva mai înainte, deci de când s-a modificat cu pacientul, nu mai poate să vină direct dacă nu are o programare. Desigur că apar conflicte, desigur că apar întrebări multe, desigur că poate și unele plângeri și nu întotdeauna aceste plângeri sunt întemeiate, dar care ne fură din timpul nostru când ar trebui poate să acordăm atenție pacienților care sunt programați, pacienților care noi avem de discutat, noi avem de rezolvat problemele de conflict, problemele de a mângâia pe cineva și a lămuri cuiva. De ce am crezut că este binevenit ca să avem această discuție, ca să avem această informație mai pe clar, poate pe înțelesul fiecăruia. Poate să transmite de la unul la altul, poate nu toată lumea o să vadă, dar o să se povestească, pentru că este corect ca să fim informați, ca să știm și altădată când ne cerem drepturile, să știm că mai avem și obligațiuni pe lângă drepturi. Deci, secția consultativă activează pe lângă Spitalul Raional Soroca. Baza din numărul 1 sau pe strada strada Mihail Cugălnicianu, în vale, pe malul Nistrului, cum este primit de a ști. Deci activăm în 4 blocuri. Blocul numărul 1 cu 2 etaje, blocul numărul 2 chirurgical, blocul numărul 3 ginecologic, orelist, oftalmolog și blocul numărul 4 este medicul pulmonolog. Adresarea la medicul specialist poate fi atât programată de medicul de familie, prin telefon, prin sunete, prin registratură, cât și de pacient. Dar la medicul specialist ajunge pacientul cu recomandația medicului de familie. Sau sunt unele patologii, unele boli, la majoritatea specialiștilor, unde pacientul are posibilitatea de a se adresa direct și a se programa de sine stătător. Deci, cuvântul cheie este programat, programare. Programare de medic de familie, programare de specialistul, alt specialist sau programare de pacient. Este programarea pentru pacienții asigurați. Programare cu oră, cu dată. Da, noi poate nu facem față pentru că suntem câte un specialist la un raion și poate nu numai la un raion pentru că s-a adresat și din alte raioane, specialist nu ajung nici la Florești unii specialiști, nici Dondușeniu, nici Drochea. Cei pacienți toți sunt îndreptați și tot bine să adresează la noi. Dar pacienții neasigurați achită la casa secției consultative la etajul 1 lângă registratură. Pacienții se programează atât prin telefon, atât direct cu cartela la registratură. Avem doi registratori. La momentul dat e numai unul pentru că este vară și mai sunt plecați în vacanță. Dar avem două numere de telefoane. Avem doi specialiști registratori care răspund la telefoane. Poate că telefonul, pentru că câteodată se întâmplă când pacientul sună și are nevoie de 3-4 programări. Are la medicul chirurg, la medicul oncolog, la medicul neurolog. Desigur că asta e timp. Asta nu înseamnă că registratorul nu răspunde sau registratorul nu ridică telefonul. Câteodată telefoanele nu reușesc să pună în furtă și din nou să ridică. Deci vă rog frumos, veniți prin adresare și prin programare. Fără programare, pacientul că vine, eu înțeleg, pacientul are necesitate cu dânsul asta, doar și programările sunt de lungă durată. Dar nu sunt mai lungi ca în alte raioane, nu sunt durata așteptărilor mai lungă ca la spitalele și la policlinicile republicane, garantat că nu. Avem unii specialiști unde programarea este cu 3 săptămâni pe o lună înainte. În rest, la specialiști sunt și cu 2 săptămâni și cu... Nu se discută despre pacienți pe urgență. Fiecare specialist are 2-3 locuri zilnic pentru pacientul pe urgență. Dar urgența nu înseamnă
că eu am stat, mi-a venit timpul să mă pregătesc pentru grupă și eu nu am, am așteptat un an de zile, dar îmi trebuiește urgent azi. Asta nu este urgență. Pentru urgență, la noi activează serviciul 112, activează secția de UPU din spital 24 din 24, 7 din 7 zile. Adică acolo este stările de urgență gravă. Stări de urgență poate fi unele stări la cardiolog, la traumatolog, la chirurg. Deci acolo nu se refuză pacienții, desigur. Pacientul asigurat, dacă are asigurare, nu poate să achite ca să fie consultat în aceeași zi. Deci cândva era, ni se permitea că dacă nu este programare și pacientul dorește astăzi să vină, dar este asigurat, dar el insistă ca să fie astăzi văzut, putea ca să fie examinat contraplată. La momentul dat, prin ordinul ministrii, a fost scoasă această modalitate, deci pacienții asigurați doar pe asigurare, poate să intre la medicul, și pacienții neasigurați doar prin contraplată, prin cecul de la casă, cu cecul de acum vine la medicul specialist pentru consultație. Deci cam asta am vrut să vă spun. Vreau să mai atrag atenția că la medic se vine la specialist, decide specialistul, pentru că noi avem foarte mulți pacienți care vin cu insistență, dați-mi, vă rog, îndreptare la trec să văd ce am și eu. Așa, eu personal aud asta de multe ori. Vreau să știu ce am. Dați-mi strec la rezonanță, la computer. Nu poate să vă dea specialistul cu dumneavoastră vreți. Specialistul de acolo unde sunt indicații. Acestea sunt niște investigații sofisticate. Pentru fiecare caz specialistul răspunde, pentru fiecare caz este controlat. Și atunci când nu este un caz argumentat, sunt cazuri când colegii au scos banii și au achitat din buzunarul lor, am întors. Deci ei trebuie să fiți indulgenți, trebuie să fiți atenți și trebuie să respectați decizia medicului. Multe întrebări au apărut în privința la prescrierile receptelor de insulină. Deci vreau să fac și aici o paranteză. Dacă înainte pacientul se adresa, venea cu 2-3 zile, cu o săptămână înainte, erau pe recetele de hârtie, suport de hârtie, deci poate și putea ca să intre în voie. Acum este socotit fiecare unitate. Deci dumneavoastră când vă adresați la endocrinolog, ați fost socotit cu atâtea unități, fiecare flacon așa are atâtea sau atâtea unități, vă s-au dat atâtea flacoane, 2-3, socotite absolut, matematică superioară se face, și asistentă medicală și medicul socoate, și ați fost introdus de acum în calculator. Nu mai primiți receta asta pe hârtie. Odată ce ați fost introdus în calculator, calculatorul o socotit de acum și când dumneavoastră trebuie să vă prezentați. Și chiar dacă veniți cu 3-4 zile înainte, nu o să primiți, pentru că nu de atâta că medicul este rău, sau medicul nu vă intră în voie, sau medicul nu dorește să vă examineze, dar nu poate să vă scrie. Calculatorul nu mai primește. Deci atunci când aveți nevoie, poate să încălcați regimul alimentar, pentru că vorbesc toate astea în cunoștință de cauză că au fost pacienți care au fost monitorizați, care au fost cu recomandații de atâtea unități pe în 24 de ore. Însă, da, am avut o nuntă, da, am avut sărbători, da, am mâncat mai mult, da, am făcut mai multe unități. Păi atunci trebuie să vii ca să spui toate astea medicului, medicul să-ți facă corectările și corectările în calculator ca să poți flaconașeala dacă a fost preconizat, de exemplu, pentru o lună, dar dumneavoastră ați făcut mai multe unități și ați venit 4-5 zile cu o săptămână, cu două săptămâni înainte, desigur că nu o să mai primiți nici un flaconaj pentru asta. Vă străduiți să veniți la timp, din câte știu ultimul, poate au mai fost nedisciplinări pentru pacienți că ei n-au cunoscut lucrul ăsta, poate au fost supărări pe medic, dar nu este medicul încă o dată, repet, de vină. Deci, în cazul ăsta, vă străduiți să veniți la data când vi se spune, străduiți să administrați atâtea unități de insulină cât vi se recomandă și necesitatea când este mai mare, veniți la medic ca corectările pe care le faceți să fie împreună făcute și în sistemul informațional. Tot aceasta se referă și la medicii care prescriu recete, cum ar fi neurologii unele preparate sau medicul oncolog unele preparate, toate acestea prin e-recetă, sistemul de e-recetă se introduce și nu poate medicul niciodată să vă dea mai degrabă sau mai târziu sau că nu vă dat sau nu a fost. Pentru că calculatorul acolo știe, el citește și el vede când trebuie să se elibereze recetă pentru data următoare.
Mulțumesc pentru atenție. Sperăm să avem o colaborare bună. Vă așteptăm. Noi suntem dispuși să vă ajutăm ajutor, dar vă rugăm și pe dumneavoastră să fiți inteligenți, să ne ascultați, să îndepliniți și obligațiunile dumneavoastră și să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră.